Sănătatea mehedințenilor reprezintă una dintre prioritățile Consiliului Județean Mehedinți. În acest sens, instituția a lansat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea, extinderea și dotarea unității de primiri urgențe a Spitalului Județean din Drobeta, Turnu Severin. De asemenea, va fi construit un heliport care va face diferența între viață și moarte în cazul unor pacienți în stare critică. Serviciile de proiectare și de executare lucrări au fost scoase la licitație de 8 ori. De 2 ori neprezentându-se niciun operator economic cu oferta, iar de 5 ori fiind depusă o singură ofertă, dar neconformă. Am semnat astăzi cel de-al 6-lea contract de proiectare și execuție pentru proiectele pe care Consiliul Județean Mehedinți le are pentru Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, și anume contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea, extinderea și dotarea unității de primiri urgențe. După cum sunt convins că multă lume își mai aduce aminte, acum 2 ani și jumătate, mai precis pe 24 decembrie 2018, am semnat contractul de finanțare pentru acest proiect pe fonduri europene pentru reabilitarea, extinderea și dotarea unității de primiri urgențe, dar și pentru construirea unui heliport. După 7 proceduri de licitație în care nu s-a reușit adjudecarea acestui obiectiv, iată că la 8-a procedură s-a stabilit asocierea de firme care va executa această lucrare de proiectare și de execuție, termenul maxim până la care trebuie executată această lucrare fiind sfârșitul anului 2023. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijiri spitalicești de urgență la nivelul unității de primiri urgențe. Eu sunt convins că termenul va fi respectat, pe de o parte având în vedere faptul că lucrarea va fi executată de o asociere de firme cu renume la nivel național, cu potențial și palmares. Pe de altă parte, lucrările care vor fi executate sunt convins că nu necesită atât de mult timp, astfel încât să nu ne încadrăm în termenul prevăzut, și anume decembrie 2023. Proiectul va avea în vedere reamenajarea spațiilor deja existente, dar și extinderea amplasamentului și dotarea cu aparatură de ultimă generație. De asemenea, Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin va beneficia de un heliport medical care poate contribui la salvarea a sute de vieți. Se va construi în fața actualei unități de primiri urgențe și, ca paranteză, actuala unitate de primiri urgențe va fi reabilitată pe proiectul cel mare în valoare de 86 de milioane de lei pe care Consiliul Județean Mehedinți l-are în procedură de licitație tot pentru Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Spuneam că se va construi în fața acesteia un corp nou de clădire care va avea o suprafață totală de 955 de metri pătrați cu un regim de înălțime pe plus 1, astfel încât la finalul acestui proiect suprafața totală a unității de primiri urgențe a Spitalului Județean să depășească 1500 de metri pătrați. Între acest corp nou și actuala unitate de primiri urgențe se va realiza o pasarelă cu o lungime de 6 metri și o lățime minimă de 2,6 metri și de asemenea se va construi o copertină pentru accesul ambulanțelor și staționarea acestora în condiții decente. Principalii beneficiari ai proiectului vor fi pacienții din Mehedinți, cei aflați în tranzit, dar și personalul medical și auxiliar care deservește UPU. Acesta va dispune de un spațiu de lucru modern și extins, cu o dotare corespunzătoare, în măsură să asigure eficiența și siguranța actului medical de urgență. Avem certitudinea că la finalizarea acestui proiect, pe de o parte, pacienții vor beneficia de cele mai ridicate servicii medicale în spitalul nostru, pe de altă parte, personalul medical care își desfășoară activitatea în unitatea de primiri urgențe va beneficia din partea a noastră, a Consiliului Județean și a Spitalului, de asigurarea tuturor condițiilor pentru a-și desfășura o cât mai bună activitate medicală. Este o lucrare care este terminată în termenul de execuție prevăzut în caiet de sarcini și în licitație, pentru că sunt fonduri europene pe care nu am dorit să fie pierdute.
Avem experiența acestor tipuri de lucrări, am mai executat și avem în palmares tipul acesta de lucrări și considerăm că vom face tot posibilul și ne vom încadra atât în termenul de execuție, cât și în calitatea cerută în cadrul de sarcini. Modernizarea Spitalului Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin, face parte dintr-un proiect amplu derulat de Consiliul Județean Mehedinți, proiect ce vizează reabilitarea celei mai mari unități spitalicești din județ, sănătatea fiind una din prioritățile administrației județene.